Polițiștii au depistat în trafic un bărbat de 63 de ani din municipiul Târgu Jiu în timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Titulescu din localitate, având o concentrație de 0,75 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.